Bună seara! O nouă întâlnire într-un spațiu de interferență, hai să zicem, între spiritualitate și știință. Un spațiu pe care, la care, într-un fel sau altul, vă invităm să ne cunoaștem în primul rând, pentru că scopul fundamental acestor întâlniri este pe lângă faptul că putem să ne întâlnim cu o persoană cu o personalitate deosebită, care are ceva de împărtășit. Scopul este să ne cunoaștem între noi pentru a forma, a clusteriza pe teme și a aduce temele respective undeva în afară, în societate. Deci problema respectivă este un fel de think tank multidimensional care, într-un fel sau altul, încearcă să ducă în afară teme. Teme de avangardă, teme deosebite, teme pe care tineretul în ziua de astăzi le simte ca fiind necesare, pentru că de multe ori facultățile încă pun pe probleme de cercetare, pe probleme de școală, pe probleme de licență sau chiar de multe ori chiar de doctorat, teme care într-un fel sau altul sunt epuizate din multe puncte de vedere. Sunt comode, dar nu reprezintă, să zicem, stimulul care ar permite în ziua de azi o dezvoltare. De aceea am pus la punct această idee de proiecte deschise. Iar proiect deschis înseamnă, în principiu, o temă care merită, are, să zicem, miez, are fezabilitate, încă are viabilitate, pentru că nu este percepută de societate și nu e percepută de obicei pentru că se prezintă sub o formă multidisciplinară, prin definiție. Ca să o rezolvi, ai nevoie și de o parte reală și o parte de tip, să zicem, uman. Ai nevoie și de o parte foarte pragmatică, de aparatură și de metodologie, de abordare, ai nevoie și de intuiție și de, să zicem, estetică. Și atunci, într-un fel sau altul, universitățile care încă merg pe o problemă foarte bine specializată, nu au șansa să genereze asemenea teme de interferență. Noi încercăm să generăm acest lucru. Avem deja în toate înregistrările pe care, sau toate momentele pe care le-am avut de-a lungul celor 4 ani, se află deja într-un portofoliu de câteva sute de ore pe internet. Ele au format deja o bază de date care au început să fie explorată. Am început să avem și șansa să vedem cam cine se duce și cine exploatează. Și au început să apară primele teme de studiu și de cercetare care derivă din aceste, să zicem, întâlniri o dată pe săptămână, întâmplători, luni pe lune. Despre invitatul nostru de astăzi, nu mai e nevoie să vorbesc prea mult, pentru că, în afară de faptul că îl cunoașteți, în afară de faptul că e deja prieten bun al Centrului de Studii Complexe și ne onorează cu prezența de fiecare dată, are întotdeauna o dimensiune, să zicem, diplomatică și de integrare și de sprijin absolut deosebit, așa că vă las în seara asta pe mâna prietenului nostru, Radu Dob. Te rog frumos, ești binevenit, ca de obicei, la noi. Mulțumesc, onorabile invitații, și de plăcerea de a împărtăși o petrecere cu idei și imagini legate de realitatea asta în care nu ne simțim foarte confortabil. Cam prea adesea. Și de aceea... Tehnica. Ciocnind ușor la partea cerului, ar trebui să apară un sunet din toată această tehnologie. Eu zic ale zen. Dacă ciocnești, sigur auzi muzica de sus. Și vine, pentru că ne îndreptăm spre o zonă a lumii unde sunetul profund al bolului, care are o manieră foarte sofisticată de a ți-l alege ție, de a ți-l personifica. Acest sunet ne aduce în jurul unui vas în care trebuie să ne punem ideile în comun. Avem totdeauna ceva de pus în comun. O tradiție milenară, o istorie, o cultură care este departe în istorie, ne aduce, ne face invitație să ne uităm pe agenda realității.
tragedia la colectiv, o agendă de discuție la un grup de cercetare de la Institutul de Științe Spațiale, ce a fost pe agenda Societății de Neuroștiințe săptămâna trecută, să stăm în fața unor evenimente globale, Cuba dă mâna cu America din nou, are vreo semnificație, Taiwanul strânge mâna cu China continentală, arderea inteligențului din Statele Unite și Marea Britanie, care iese la suprafață și deranjează interese și sensibilități, și problema Big Data. Din întâmplare, un obiect submersibil s-a dus foarte aproape de un cablu de importanță globală de transfer de date mari. Omul simplu, o parte din cei 1,67 miliarde, nu vrea decât în grijă socială, să-l țină cineva, să nu-i povestească de concepte așa zise inutile, care iau în considerație nervii, mișcarea, neuroștiințele și știința dorului, ceea ce eu vă propun astăzi. Un foarte, foarte apropiat și bun prieten, pot să-i spun prieten, e mândria oamenilor care am privilegiul să mă mișc. Profesor Durcan pune o întrebare: vrei să te vindești de boală? Au pus-o și alții. Și tot el răspunde: împacă-te cu vecinul. E o semnificație profundă, starea de bine. Dacă nu folosim prea des oglindare provizoare a minții noastre, putem să ne vindecăm noi. Și haideți să trecem printr-o agendă de discuții la un colectiv de cercetare, o platformă de dezvoltare. Interdisciplinaritatea. Trec. În fugă. Percepția polisenzorială, transferul cunoașterii și inovația, peste tot, și în cercetare și în inovație, și aici Adrian Curaj reprezintă un segment mare din această durere a tuturor celor care stau aproape de ideile noi, circulația cunoașterii și difuzia acestuia, comunicarea pe orizontală, interdisciplinaritatea ne-a blocat în a comunica, cunoașterea pe verticală, care a mers foarte departe, dar comunicarea pe orizontală aproape nu există. Reziliența. În fața acestei realități, foarte agitate, prin variații de frecvență, de amplitudine și de neașteptat, ne face să ne îndreptăm cu cunoaștere și cu satisfacție că științele cognitive, comportamentale și comunicarea au adus undeva în lumea celor care cunosc, știu și pot să și fie, că vom putea folosi această parte a acestui binom ca să creștem reziliența și a noastră, dar mai ales a celor care vin de după noi. Comunicare și cunoaștere, cercetare, inovare, cunoaștere și comunicare, a fi, a ști. De fapt, una din căutările spre est a acestui drum din toamna acestui an a fost să aflu mai mult de legătura dintre a ști și a fi. Homo globalis, ne mișcăm ușor, fizic și virtual. Asta ne expune unei temperaturi de ardere de nivelul plasmei, distruge. Și în loc să folosim partea bună a lucrurilor, a creșterii cantității de informații pe care o vehiculăm, suntem victima unei disfuncționalități pe care noi o creăm, o acceptăm și nu o îndreptăm. De aceea, paradigma holistică a lui Homo globalis trebuie luată în considerare. Al doilea fapt. Săptămâna trecută, la Facultatea de Medicină, Societatea de Neuroștiințe, cam fiecare an, cam fiecare lună, vine și pune pe masă niște subiecte super susținute de oameni ca profesorul Zăgrean,
Sorin Mihalache, vin tinere tare. Au vin frumoase și rotunde. Gabriela Marcu de la Sibiu, care vorbește despre tehnologia științei de a dărui. Aveți de dorit unul altora, pentru că fiecare are pe cineva sub el, e mai jos decât el. Și uitați, de la semnal, stimul la conștiință, superbă prezentare, de la experiența compasiunii, ce legătură are asta cu discuția de astăzi? Este acel sentiment la care făcea referire profesorul Dulcan, că dacă știm să avem compasiune pentru cel de lângă noi, dacă avem puterea să iertăm, existăm în alți termeni. Psihologia de a conștiinței în devenire și, în sfârșit, foarte interesant, competența numerică în activitatea hipocampului la non-primate, la non-oameni, la primate. O să vedeți, dacă aveți curiozitatea să-i urmăriți prezentarea, cumva se poate, că informația care o primim, de aceea am început cu o imagine care avea dinamică, avea culoare, avea ritm, avea formă, fish eye, e o nouă modalitate de a prezenta muzica. Toate astea produc o stimulare și vin să insist și aș fi vrut să avem un suport tehnologic care să pună în valoare imaginea. Pentru că relația noastră cu realitatea, cu Universul, 90% se face prin ochi, prin retină. Este o cantitate uluitor de mare și care crește în fiecare zi, pentru că primim în fiecare zi din ce în ce mai multe informații sub formă vizuală, de coante. Această intrare a informației prin retină, de aceea, deși creierul reprezintă 2% din greutatea organismului uman, corpului uman, consumă 20% din rezervele de circulație și energie a organismului. 20%. Din sistemul nervos, retina are cel mai mare consum pe gram greutate pe minut față de restul corpului. De departe, cea mai departe. Și încă o caracteristică la care trebuie să vă gândiți când nu dormim cu atâta voluptate, facem sărim peste perioadele de somn, că funcționarea sistemului nervos depinde de alimentarea cu sânge și cu resurse energetice, biochimice, pentru funcționare, pentru că nu poate să depoziteze niciun fel de energie. Și vom putea înțelege, poate cândva, că acel echilibru, acel triunghi de aur între activitate, mișcare, somn și relaxare sunt trei, de care nici nu discutăm în relație directă, ne pot duce să ne gândim într-o perioadă din viață sau într-o perioadă din an, cum putem folosi busola și harta să ne vedem pe noi și de mai departe. Orice fel de busola, orice fel de hartă, fiecare de afectele noastre, nu se mănăm, pentru că așa am fost născuți. Foarte diferiți, dar avem un element comun. Este cea mai complexă structură biologică pe care mintea omenească o cunoaște. Acest micro-univers, corpul uman, care este un univers de universuri, poate să-și folosească criterii de orientare și o experiență anterioară, care poate să fie globul sau harta, pentru a se orienta într-o realitate care îl deranja. La 1492, deja, instrumente de a ne apropia distanța, de a crea o realitate augmentată, crescută în dimensiune, în transfer de informație. Am ieșit din spectrul vizibil, când ne dă curcubeu, și putem vedea mai departe, și o să vedeți bucuria de a putea vedea dintr-o imagine pe care ai luat-o pentru un motiv, când o revezi, având caracteristici de discriminare și de rezoluție fabuloase, să poți să descoperi părțile de realitate pentru care avem o cecitate vizuală funcțională.
Problema este așa. Existăm în timp. E linia timpului, e trecutul, e prezentul, e intersecție de drepte. În spate este trecutul, unde se întâlnesc e prezentul și în continuare viitorul. Aici e incertitudine, aici rămânem blocați și se pare că, deși oglinda retrovizoare e mică, chiar și un obiect utilitar, noi o folosim prea des pentru că ignorăm pe ceea ce ne îndreptăm. Această busolă de a cântări cât înainte, cât înapoi, cât nord, cât sud, cât est, cât vest, se găsește în creierul nostru, de care ar trebui să avem grijă. De ce India? Acum sunt argumente. Argument este pasiunea tatei, care